Bună ziua, dragi telespectatori, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Secretele Succesului. De data aceasta suntem într-o casă nouă și nu aveam cum să nu avem un invitat special în această casă nouă care să deschidă brațele bucuriei, brațele succesului și să ne dezvăluie din secretele vieții lui, din secretele evoluției lui. Invitatul de astăzi este Călin Iepure. Călin este antreprenor, a fost implicat în numai puțin de 14 afaceri, este trainer, speaker, este moderator, este autor și în cele din urmă este CEO Biz Club România, este cel mai mare club de networking din România. Suntem de părere că pentru a fi un învingător și pentru a avea o mentalitate de învingător trebuie să ai câteva ingrediente necesare să poți evolua. Trebuie să știi să vorbești bine, trebuie să știi să te conectezi cu cei din jurul tău, trebuie să știi să faci parteneriate de succes și tu, în primul rând, trebuie să ai o mentalitate de succes astfel încât să reușești să învingi. În ediția de astăzi vom urmări evoluția de la un copil care își dorea să devină indian la un creator de contexte de creștere pentru mediul antreprenorial din România și nu numai. Călin, sunt onorată că ești aici. E onoare și pentru mine. De mult îmi doream să fiu la voi în emisiune. Știu că face emisiuni fantastice. Sunt unul dintre followerii, apropo dacă vorbim în termenele de astăzi, unul dintre cei care urmăresc emisiunile tale și m-am bucurat să văd mulți oameni deosebiți care pășesc în acest studio și mă bucur foarte mult că voi, cei de la Ploiești TV, susțineți atât antreprenoriatul cât și oamenii care își doresc mai mult de la viață. Cei care ne urmăriți în acest moment, vă invit să urmăriți emisiunile Monicăi, nu de alta, dar extrage din fiecare antreprenor, fiecare invitat, tot ceea ce e mai bun. Călin, îți mulțumesc pentru cuvintele onorante și știu că tu ai un motto. Secretul succesului în viață este să fii pregătit când se ivește oportunitatea sau când a venit timpul. Ce poți spune despre asta? Cum știu că suntem pregătiți? Stăteam la un moment dat să mă gândesc care ar putea fi un motto potrivit pentru mine atunci când mi-am făcut blogul. Acum ceva vreme, știi, era vremea în care fiecare dintre cei care erau tineri își făceau blog. Și în momentul în care mi-am făcut blogul, am căutat un citat care să mă ajute și am găsit mai multe citate. Asta este unul dintre citatele pe care l-am ales. Secretul succesului în viață e să fii pregătit atunci când se ivește oportunitatea sau atunci când a venit timpul. Este un citat din Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli a fost unul dintre primii miniștri mari britanici și am studiat un pic ce a făcut Benjamin Disraeli și era un foarte bun orator, era un foarte bun speaker, așa cum ne place nouă să spunem. Iar faptul legat de oportunitate, mi-am dat seama că în momentul în care tu îți dorești să ajungi la succes, tu îți dorești să fii un om învingător, ai nevoie de pregătire. Unul din mentorii mei spune așa: în momentul în care te duci în viața reală, ești atât de pregătit pe cât de pregătit ai fost la antrenament. Și atunci de asta merită ca fiecare dintre noi să ne dezvoltăm anumite abilități. Noi le numim în engleză skill-uri, anumite abilități pe care după aceea să le exprim cu ușurință în viața reală. Și de acolo vine public speaking, networking, de acolo vine leadership, de acolo vin toate lucrurile. Deci e nevoie să lucrezi un pic în culise, e nevoie să stai un pic cu tine și e nevoie să te întrebi cine ești tu cu adevărat, pentru că știu că aceasta a fost o întrebare edificatoare pentru tine în momentul în care ai luat hotărârea să nu mai fii programator sau să nu mai fii implicat în aspectele care nu țin atât de mult de creativitate și de conectare. Cât de importantă e această întrebare? Cine sunt eu cu adevărat? La prima vedere pare o întrebare simplă. Cine sunt eu? Cine sunt eu? De regulă, când întreb pe cineva, și fac asta de multe ori în cursurile mele, mă întreb, ok, câți dintre voi vreți să răspundeți la întrebarea asta? Cine sunt eu? Și oamenii vin cu un rol. Sunt doctor, sunt matematician, sunt informatician, sunt profesor și așa mai departe. De regulă vin cu un rol. Dar dacă stai să sapi un pic mai adânc, și asta a fost întrebarea la care am stat și am meditat aproximativ o lună de zile, pentru că eram un foarte bine plătit programator. Înainte, probabil unii dintre cei care ne urmăresc în momentul acesta știu că înainte de a fi public speaker profesionist am avut carieră de programator. Aveam 18 oameni în subordine, lucram pe proiecte mari, lucram pe proiecte naționale și internaționale, aveam clienți din Statele Unite.
Gândiți-vă, un tip care câștigă foarte bine, aveam secretară, aveam un birou de sticlă, aveam ultimul tip de laptop, știi, toată lumea zice să lucrezi în IT, să lucrezi în IT. Și la un moment dat îți apare această întrebare, o întrebare care la prima vedere, așa cum spuneam mai devreme, pare banală, o întrebare banală. Cine ești tu cu adevărat? Și atunci am început să sap puțin în interiorul meu și am început să trec dincolo de rolurile pe care mi le asumasem până la acel moment. Și întrebarea cu cine sunt eu era legată de trecut, era legată de prezent, dar nu era legată deloc de viitor. Pentru că întrebarea completă nu este doar cine sunt eu, ci întrebarea completă este cine sunt eu în acest moment și cine vreau să devin. Și în momentul în care a fost argumentată această întrebare de cine vreau eu să devin, dintr-o dată am început să văd în viitor și să am o viziune de viitor și am realizat că viața mea nu este neapărat de a sta în fața calculatorului, cocoșat sau poate de a coordona o echipă mică, ci viața mea este despre mult mai mult. Viața mea era în viziunea mea despre a dărui, despre a ajuta oameni, despre a ajuta de a crea aceste contexte de creștere, care de multe ori sunt contexte antreprenoriale, dar nu numai, este de a ajuta pe cei din jurul tău să crească. Și știi ce se întâmplă? E un fenomen fantastic ce se întâmplă. În momentul în care începi să-i ajuți pe oamenii din jurul tău, în momentul în care ei cresc, vezi o luminiță, așa cum văd eu acum, o luminiță în ochii tăi, o luminiță care nu doar te vrăjește și te impresionează, ci îți dă o energie fantastică să te duci mai departe, să faci mai departe, să faci lucrurile la următorul nivel. Și culmea e că cei pe care îi servești îți arată cum să crești. Asta spune și Andy Sechi, unul din mentorii mei. Cei pe care îi servești îți arată cum să crești. În momentul în care vezi acea luminiță în ochii oamenilor, zici, mergem mai departe, facem mai mult, creăm mai multe contexte, creăm cadre prin care oamenii să se dezvolte, să-și dezvolte business-ul, să-și dezvolte viața, să aibă viață mai bună, să fie fericiți. Și până la urmă oamenii au nevoie de inspirație, au nevoie de oameni care să îi ghideze, de oameni care să le dea acea energie, pentru că mai ales în această perioadă, mai ales în acest context, nu prea mai vedem lumința de la capătul tunelului și în momentul în care vine un om cu astfel de energie cum ești tu, simți că totul se poate, simți că poți și tu și îți găsești motivația, chiar dacă e bine să ne găsim motivația în interiorul nostru, iată că de la tine pornește un pic din exterior și ajunge către interior. Ai vorbit mai devreme de faptul că îți place să inspiri oamenii. Este un lucru extraordinar, pentru că avem nevoie de asta. Dar cum e bine să ne alegem un mentor? Cum e bine să alegem un astfel de ghid care să ne conducă pe calea evoluției noastre, astfel încât să ajungem mai aproape de noi? Primul meu mentor a fost bunicul meu. Țin minte că eram probabil pe la vreo 5, 6, 7 ani și mă duceam cu el pe câmp. Și nu înțelegeam de ce întotdeauna avea cojocul pe el. Erau 30-40 de grade afară și bunicul meu era cu cojocul. Și tot îl întrebam, bunicule, dar de ce ai cojocul ăla pe tine? Zice, las că o să vezi tu că la un moment dat o să avem nevoie de el. Nu înțelegeam chestia asta, o să avem nevoie de el. Și la un moment dat, când eram pe câmp, a început o furtună puternică, o furtună care după aceea s-a lăsat cu gheață și a fost o furtună atât de puternică încât amândoi, împreună cu bunicul, ne-am pus sub car și bunicul, ghiși ce a făcut, a luat cojocul și a pus cojocul ăla pe mine. Și atunci mi-am dat seama cât de important este să existe acea înțelepciune pe care tu după aceea s-o dai altora. Și sunt oameni care viața, pentru că bunicul de unde știa asta? Probabil și el știa de la bunicul lui, care bunicul lui știa de la bunicul lui și așa mai departe. Și cred că în viața noastră întâlnim fiecare dintre noi pe parcursul vieții astfel de ghizi. Pentru că bunicul meu a fost pentru mine un ghid. Un ghid care mi-a arătat o chestiune simplă, că atunci când te duci pe câmp, ar merita să ai și cojocul cu tine, a se citi un strat de protecție care te poate proteja împotriva unei furtuni care poate să apară din văzduh și la un moment la care nu te aștepți.
Și pe parcursul vieții am căutat să fiu magnetizat, să învăț de la oameni care sunt mai buni decât mine. Am avut mulți mentori pe parcursul vieții, de la bunicul până acum am avut mulți mentori în viața mea, iar unul din mentorii mei principali a fost Andy Secchi. De la Andy am învățat foarte multe lucruri. Am învățat lucruri ce țin de partea de dezvoltare personală. El este și unul dintre cei mai citați și citiți autori de dezvoltare personală. John Maxwell este unul din oamenii de la care învăț. Am mentor pe partea de vânzări. Dar ce am învățat? Am învățat că merită să ai un mentor principal și mai mulți mentori secundari. Merită să-ți găsești. Și cum îți găsești acest mentor? Te uiți la care sunt interesele tale, care sunt interesele mele, la ce mă interesează pe mine în acest moment, care este skill-ul sau care este abilitatea pe care vreau să-mi o dezvolt. Să zicem că vreau să-mi dezvolt abilitatea de a vorbi în public. Ce voi face, cum voi găsi un mentor? Păi analizez care este piața aceasta a vorbitorilor publici profesioniști. Și mă uit pe piață și zic, uite, ok, îmi place John Maxwell, îmi place Les Brown, îmi place Tony Robbins, îmi place XYZ. Și văd mai mulți oameni care fac din asta o profesie. Și atunci, o variantă pe care o am este să mă conectez direct la un mentor mare. Deși, de multe ori, asta pare varianta cea mai bună, nu întotdeauna este cea mai potrivită variantă. Uneori merită să apelezi la cineva care încă poate nu este atât de sus, ci care este mai aproape de unde vrei tu să ajungi în imediatul timp în care vrei să te duci. Atunci cauți un mentor care e mai aproape de tine. Uneori merită să ai o conexiune directă cu mentorul tău. Și eram la Business Days, apropo de cum am găsit mentorul ca să și înțelegem cum s-au făcut lucrurile, eram la Business Days și eram în public. Nu eram încă moderator la Business Days și de multă vreme îl urmăream pe Andy Secchi pe rețelele de socializare. Și când am ajuns acolo, pentru mine a fost un moment wow. Gândește-te, e prima dată când stai față în față cu mentorul tău și mentorul tău vorbește despre ceva foarte interesant pentru tine. Și sună telefonul. Mi-a sunat telefonul, era șeful meu, Căline, trebuie să vii repede pentru că avem o ședință, ședința am amânat-o de 2 sau de 3 ori și hai acum că trebuie să ținem această ședință. Deci nu știu dacă ai simțit vreodată visceral o furie puternică și am zis Ștefan era șeful meu atunci, zic Ștefan și era și asociatul meu în firma de IT, zic Ștefan, te rog frumos și așa probabil o să dureze foarte puțin, hai să o amânăm poate pe mai târziu sau pe săptămâna viitoare și să fac, nu că nu se poate și am simțit chestia asta și probabil a fost și una dintre lucrurile care m-a făcut după aceea să-mi doresc mai mult să învăț. Și ce am făcut înainte de a pleca la acea ședință, i-am spus la Andy, eu îmi doresc foarte mult să fac parte din echipa ta, eu îmi doresc foarte mult să învăț de la tine. Ce s-a întâmplat este că peste vreo săptămână am primit un e-mail de la el în care îmi spunea, uite, ăsta este un program care ar putea să fie potrivit pentru tine. Și de acolo a început totul. Uneori, tu, ca persoană, merită să-ți găsești acest mentor și să îi arăți prin toată ființa ta că îți dorești să înveți de la el. Iar în momentul în care mentiul e pregătit, pentru că atunci e pregătit mentiul, în momentul în care mentiul e pregătit, mentorul se arată. Și mentorul va face tot posibilul să-l ajute pe acel menti în momentul în care vede licărirea aia în ochii lui și totodată vede că mentiul este acolo să facă treabă. Pentru că un mentor o să te lase în pace dacă nu te vede proactiv, nu te vede pregătit să faci pasul. Și nu te vede dornic să faci pasul. Iată că această întâmplare pe care tu ai expus-o mai devreme este o întâmplare nefavorabilă pe care tu ai reușit să o transformi în șansa vieții tale. Pentru că întâlnirea cu Andy este cea care schimbă viețile multora dintre noi și eu sunt una dintre acestea. Și apropo, Andy, dacă ne urmărești, îmi doresc tare mult să vii și tu la mine în emisiune. Ar fi o onoare și ar fi o ocazie extraordinară. Această întâmplare pe care ai pomenit-o tu mai devreme este cea care ți-a schimbat destinul. Este cea pe care ai reușit să o privești cu o mentalitate de învingător, cu un mindset flexibil și nu cu un mindset rigid. Cât de important este, iată, să îmbrățișezi schimbarea și să vezi din perspectiva potrivită. Ne-ai putea spune câteva aspecte legate de aceste tipuri de mindset și cum te ajută ele? Da, eram la începutul pandemiei.
La începutul pandemiei, împreună cu colegii mei, cu Bogdan și cu Răzvan, noi facem parte dintr-o echipă. Echipa se numește Selification și avem în momentul ăsta peste 70 de trainer de vânzări în echipa noastră. Și urma să susținem o certificare la Timișoara, certificarea respectivă, o certificare la care urmau să vină din Republica Moldova, din Londra, din Amsterdam, din Ploiești, din București, din Constanța. O mulțime de oameni care veneau să se certifice prin metodologie noastră de training. Și cu vreo două zile înainte se anunță la televizor cum că se închid aeroporturile, se închid orașele, urmează lockdown pentru prima dată în viața noastră. Și atunci, bineînțeles, ne-am întâlnit de urgență, ce facem, fraților, cum putem să mergem mai departe. Și bineînțeles, una dintre idei care a apărut instant a fost hai să amânăm, pentru că toată lumea amâna evenimentele. Așa făceau toți. Și în momentul în care am văzut că a apărut pe masă această idee, am spus, nu, trebuie să facem altceva decât fac ceilalți. Trebuie să facem ceva în așa fel încât să mergem mai departe. Și m-am uitat și la Răzvan și la Bogdan și le-am spus, haideți să facem online. Dintr-o dată Răzvan se uită la mine, cum adică să facem online, Căline, tu știi că trainingul nostru, avem sfor pe jos, avem carduri și așa mai departe. Zic, hai să nu excludem această posibilitate și să facem o mică cercetare până mâine, să vedem ce putem face în așa fel încât să transformăm în online tot ceea ce noi făceam în sala de curs. Și ce am făcut? După noapte nedormită ne-am reunit și am început să găsim soluții. Pentru că mintea noastră nu s-a dus către nu se poate, ci mintea noastră s-a dus către hai să vedem cum se poate să facem lucrurile astea. Și în acel moment am adoptat un mindset flexibil. Ce s-a întâmplat este după aceea istorie și am spus-o și într-un discurs la TEDx. Ce s-a întâmplat este că am ținut acea certificare, ba mai mult unii dintre colegii noștri care au mai participat și la certificarea în sală puteau să jure că a fost o certificare mai reușită în online decât în offline, au învățat mult mai multe lucruri și atunci am zis, iaca se poate. Au venit după aceea și niște profesori la noi și ne-au spus și noi vrem să predăm în online. Bineînțeles, am organizat un training online pe Zoom, după aia am mai organizat încă un training. De fiecare dată porțile erau la maxim forțate pentru că veneau din ce în ce mai mulți dascăli și astăzi iată că datorită acestui mindset flexibil pe care l-am avut într-un moment critic, astăzi avem o comunitate de peste 30.000 de dascăli, avem o asociație care își dorește să schimbe fața învățământului românesc și așa mai departe. Deci am creat o oportunitate uriașă și avem alături de noi o mulțime de dascăli, o mulțime de dăruitori care își doresc să facă asta. Și acum, din povestea asta, dacă stăm să ne uităm, în acel moment puteam să reacționăm. Pe de o parte, puteam să adoptăm mindset-ul fix. Ce înseamnă mentalitatea fixă? O mentalitate în care nu se poate, lucrurile care ne sunt date nu pot fi schimbate, pe mine tu nu mă mai schimbi, probabil ați auzit aceste vorbe. Sau puteam să mergem către o mentalitate flexibilă, o mentalitate de tipul, poate orientată mai mult spre curiozitate. Sunt curios oare cum s-ar putea face asta. O mentalitate un pic mai jucăușă, o mentalitate un pic mai flexibilă. Și am ales varianta asta. Deci am ales varianta asta pentru că varianta asta ne-a făcut și să ne adaptăm. Ne-a făcut să ne adaptăm pandemie. Varianta asta ne-a făcut și asta s-a întâmplat nu doar în Selification, s-a întâmplat și în celelalte business-uri pe care le-am. S-a întâmplat acest lucru și în Biz Club. Și am văzut toate aceste lucruri, m-am uitat după aceea la toată comunitatea de oameni de business pe care o coordonăm și am văzut că peste 90% dintre ei au adoptat această mentalitate de tip hai să vedem ce putem face. Ați văzut că a fost o mulțime de restaurante care s-au închis în pandemie și a fost o durere, într-adevăr, pentru industria Horeca. Dar au fost unii care au zis, ok, nu mai pot să servesc masa aici la mine în restaurant, dar ce pot să fac? Pot să mă duc cu restaurantul meu și cu masa și cu felurile mele de mâncare la oameni acasă. Și au fost printre primii care au luat această decizie. După aceea, alte variante. Nu pot să țin ședințele. Că noi avem ședințe cu antreprenori, ne întâlnim față în față, ne îmbrățișăm, ne dăm referințe, ne ajutăm să creștem, îi ajutăm unii pe ceilalți. Sprijinul reciproc face parte din fibra noastră. Ajutorul pe partea educațională iarăși face parte din identitatea noastră și
toate lucrurile astea dintr-o dată ne puteau fi luate. Și am luat decizia ca din săptămâna următoare toate ședințele care, pe care noi le aveam în offline să le mutăm în online. Ne-am cumpărat abonamente de Zoom-uri sau de ce aveam nevoie, abonamente tehnice, tocmai pentru a face toate lucrurile astea. E, și atunci când vorbim de mindset fix versus mindset flexibil, mindset-ul fix este cel care te împiedică să crești. Mindset-ul fix este acela care spune că eu așa m-am născut și nu pot să fiu altfel, nu pot să mă schimb, eu nu pot să fac lucrurile altfel decât le fac în acest moment, iar mindset-ul flexibil dimpotrivă zice, lucrurile pot fi schimbate, ceea ce sunt acum este doar o chestiune temporară, iar eu mă dezvolt continuu și adaug alte lucruri la personalitatea mea. La fel, mindset-ul fix nu ține cont de feedback și pentru care feedback-ul, pentru ei feedback-ul este un lucru rău, ba mai mult îi ocărăsc pe cei care dau feedback, iar cei care au mindset flexibil vor lua întotdeauna feedback-ul, vor lua din el ceea ce se potrivește și feedback-ul îi ajută să crească. Sunt doar câteva dintre elemente ce vă recomand. E o carte, dragi prieteni, dacă ne urmăriți, o carte pe care vi-o recomand atunci când vine vorba de aceste tipuri, cele două tipuri de mindset. Vă recomand să urmăriți pe Carol Dweck. Există o carte, Mindset în limba română, roșie, o carte pe care vi-o recomand din toată inima și cu tot dragul. A fost într-adevăr o mișcare foarte îndrăzneață aceea pe care ați avut-o voi în această pandemie. A fost o mișcare care a revoluționat și nu spun cuvinte mari acum și sistemul de învățământ românesc. Pentru că sunt foarte mulți profesori care au participat la cursurile voastre atunci pentru că dintr-o dată s-au trezit că nu mai au resurse, că nu mai știu ce să facă. Sunt oameni care în viața lor n-au deschis un Zoom și prin intermediul vostru au reușit să se familiarizeze cu aceste aspecte digitale. Au reușit să înțeleagă cum să-i atragă pe elevi și au reușit să facă lucruri extraordinare. Datorită vouă, profesorii acum cer feedback elevilor prin Mentimeter și reușesc să prindă toate acele cuvinte sintetizatoare de la final. Ai vorbit mai devreme despre această experiență în care ai abordat împreună cu Răzvan și cu Bogdan mindset-ul flexibil. Dar în momentul în care vorbesc de comunicare, cred că este vital să avem un mindset flexibil, pentru că dacă suntem rigizi acolo, nu putem să învățăm și nu ne putem dezvolta și am rămâne în același loc. Aceste abilități de comunicare, Călin, pentru că știu că sunt o pasiune mai mult decât o pasiune pentru tine, pot fi îmbunătățite, pot fi schimbate. Din ce ai râd? Mi-aduc aminte de primul meu discurs. Să știi că nu m-am născut public speaker profesionist. Astăzi vorbesc în fața mii de oameni, mi-este foarte ușor să-mi găsesc cuvintele, dar nu sunt perfect la gramatică, știu lucrul acesta. Dar, când am început să vorbesc în public, am fost primul care și-a dorit acest lucru. Eram până atunci un cititor de slide-uri. Nu știu, probabil ai văzut prezentările tehnice, cum eram un om tehnic, un om din IT. Ce făceam? Derulam slide-urile și citeam fiecare rând de acolo de pe slide. Și m-am dus la un club de vorbit în public. E vorba de Toastmasters, primul club de vorbit în public din lume. Un club care are peste 100 de ani. Și m-am înscris în primul club Toastmasters din România, la Timișoara. Și am avut primul discurs din primul club Toastmasters din România. Țin minte că împreună cu soția mea, Mara, ne-am înscris în club. Ne-am dus cu mașina personală către locul unde urma să se desfășoare discursul. Și inima bătea foarte tare. Aveam fluturi în stomac care nu zburau în formație. Încă palmele, nu zburau în formație. Încă palmele îmi erau transpirate. Și mintea mea era undeva, nu știu, la oarecum o să fie și nu mai mi-aduceam aminte deloc de discurs. Pentru că discursul repetasem vreo două săptămâni, să ne înțelegem. Și am ajuns, am vrut să parchez și când am dat parcare laterală, când am dat în spate, am lovit mașina din spate în număr. Era numărul de matriculare și am lovit-o puțin în numărul de matriculare. M-am dat jos, am ieșit să văd ce am făcut și la un moment dat o doamnă care era acolo și supraveghea, știți că sunt blocurile cu detectori cu senzori de mișcare, și mă întreabă, ce ai făcut, domnule? Ce ai făcut? Zic, doamna, n-am făcut nimic, un pic când am dat în spate am atins numărul mașinii din spate.
Și după ce m-am dus spre portieră, m-am uitat la soția mea, Mara, zic, Mara, stai liniștită, nu e nimic, suntem ok, hai să mergem să susțin discursul. Țin minte că am intrat pe ușă și din momentul în care am intrat pe ușa sălii în care urma să susțin discursul, nu mai țin minte nimic, pentru că a fost un alb imaculat în mintea mea. Parcă prin vis am auzit, dragi colegi, urmează să susțină primul discurs colegul nostru, Călin Iepure. Și m-am ridicat, nu știu cum am ajuns acolo în față. Noroc că mă învățasem pe de rost în introducerea, că am spus prima propoziție. După ce am spus prima propoziție, a început să nu mai meargă clickerul, cel cu care derulam slide-urile. M-am aplicat asupra calculatorului, mai am secvența și am văzut-o la un moment dat, am zis că s-ar putea să o fac publică. M-am aplicat peste laptop și am reușit să fac să funcționeze PowerPoint-ul. Primul meu discurs se numea Pași din viața mea și vorbeam despre un moment în care mama mea m-a salvat efectiv de la moarte. Eram bebeluș și am înghițit ceva și mama a fost o eroină pentru mine atunci. Dar nu mi-aduceam aminte, nu mi-aduceam aminte nimic și unul din sfaturile pe care l-am primit în Toastmasters era că e bine să ai notițe. Și am băgat mâna în buzunar, mi-am scos notițele și mi-am citit primul discurs. Și acela a fost primul meu discurs. Pentru că oamenii se întreabă, băi, cum vorbești atât de bine în public? Cum știi să te joci cu vocea? Cum știi să faci toate lucrurile astea? Sunt lucruri pe care le-am învățat. Pas cu pas, pentru că timp de 10 ani, în fiecare miercuri, fără excepție, mă duceam la clubul de vorbit în public și aveam rol ba de vorbitor, ba de evaluator, ba de gramatician, ba de numărător de ăuri, ba de evaluator de discurs și așa mai departe. Deci am trecut prin toate rolurile acestea și în fiecare săptămână făceam asta. Ba mai mult, câteodată mă suna o maică mea și mă întreba, Căline, ce faci? Unde te duci? Zic, mă duc la Toastmasters. Zice, iar te duci la Toastmasters. Dar zice, te plătesc ăștia pentru asta? Zic, nu mă plătesc, dar mă plătesc înzecit prin ceea ce urmează să devin, apropo de deschiderea spre viitor. Și am învățat să vorbesc în public, iar după aceea ce s-a întâmplat este că rezultatul a fost că am început să fiu invitat la conferințe în calitate de vorbitor, am început să fac moderare, așa cum faci tu acum, și am început să învăț de la oameni care erau mai sus ca mine. Am început să-mi dezvolt aceste abilități, am început să fiu pe scenele mari, am început să vorbesc la business și iată că toate lucrurile au început să se lege. În momentul în care te uiți în trecut, zici, păi era evident că asta o să se întâmple. Dar tu din trecut nu puteai să vezi acest parcurs, puteai doar să ai un vis. Și de regulă bucla de creștere nu este așa, ci bucla de creștere este, nu este așa dreaptă, așa cum o consideri tu, ci e o buclă care trece mai întâi pe sub axa pe care tu o vizualizezi și abia la un moment dat când ești pregătit, atunci încep să se vadă lucrurile, pentru că începe intersecția cu oportunitatea. Și mai treci încă o dată prin bucla aceea până în momentul în care înveți și pentru fiecare abilitate e nevoie să treci prin acea buclă. Exact. Îmi aduc aminte, Călin, pentru că îți spuneam și înainte de emisiune, prima dată când am văzut a fost la un eveniment Business Days în 2013 la București. Am venit atunci la invitația lui Bogdan Comănescu și m-am bucurat tare mult. Mi s-a părut fascinant ce se întâmplă acolo. Era primul eveniment de networking la care eu participam și a fost fabulos. De acolo am rămas cu oameni, am rămas în viața mea cu oameni care mă inspiră și acum și pe care îi urmăresc cu drag, dovadă fiind prezența ta aici în emisiune. Este important să găsim partenerii de afaceri, partenerii de viață într-un mod potrivit. Dar cum știm că sunt potriviți? Știu că urmează să apară o carte în acest sens cu Andy și mi-a plăcut foarte mult un concept pe care tu l-ai ilustrat, scara parteneriatelor de succes. Da, cred că este cel mai puternic concept pe care l-am dezvoltat în ultima perioadă. Am scris multe cărți până acum, avem 7 cărți. Nu știu să scriu cărți singur, de ce? Pentru că eu cred în parteneriate de succes, iar prima carte n-a fost scrisă, ci a fost vorbită. A fost un audiobook pe care l-am creat chiar cu Andy Sechei. Și acum vrem să facem o carte împreună care să se lege foarte mult de parteneriatele de business. Dar nu e doar de business. Dacă stai să te uiți în acea scară a parteneriatelor, prin scara parteneriatelor poți evalua orice parteneriat.
Și o să vă spun pe scurt cum arată scara parteneriatelor, pentru că am un curs întreg pe o platformă online, am în acest moment un curs de aproximativ 2 ore, dar vă spun rapid ultima variantă din scara parteneriatelor de succes, pentru că cu siguranță vom mai distila și mai departe conceptul. Iar atunci când vine vorba de un parteneriat, în primul rând e nevoie să existe o fundație. Iar fundația pe care se află această scară se numește context și e primul C. E contextul pe care pui tu scara. Atunci când se ivește oportunitatea, atunci când găsești omul potrivit lângă tine, e nevoie să fie și momentul potrivit. Pentru că s-ar putea să ai omul potrivit, dar să nu fie momentul potrivit. Și de asta fundația și contextul este esențial. Odată ce ai contextul acesta solid, mergem la prima treaptă. Și apropo de scara parteneriatelor, dragi noștri telespectatori și urmăritori, un lucru important e următorul. De aia se numește scara parteneriatelor, pentru că în momentul în care te urci pe o scară, dacă primul țăruș este un țăruș care nu e sigur, nu e puternic, nu te urci mai departe pentru că îți riști viața. Exact la fel e și în scara parteneriatelor de succes. Deci ce faci, Monica, este că urci treaptă cu treaptă și în funcție de cât de puternică este treapta respectivă, iei decizia dacă te duci mai departe. Iar prima treaptă este cea pe care noi o numim chimie uneori și uneori o numim compatibilitate. Partea de compatibilitate. Cât de compatibili suntem noi ca om? Ce chimie există între noi? Cât de bine ne simțim la o cafea? Știi, uite, m-am dus cu gândul acum că poate fi văzut acest parteneriat ca o relație. Exact. Un parteneriat este o relație. E o căsnicie. Deci un parteneriat de business care să dăinuiască peste ani și ani seamănă foarte mult cu o relație. De asta spun că această scara parteneriatelor, poate puțin, hai să spunem, îngustată, ar putea să o folosești și ca să-ți evaluezi parteneriatul cu soția sau cu significant other, cum îmi place mie să spun. Da? Deci prima treaptă este compatibilitatea. După aceea te duci mai sus. Dacă există compatibilitate și ne simțim bine unul cu celălalt, ne povestim, stăm la o cafea, efectiv simți când celălalt e. Și asta vine și din energia pe care o ai și așa mai departe. După aceea, după compatibilitate, urmează caracterul. Te uiți la caracterul omului. Măi, îmi plac valorile acestui om, aș putea să trăiesc cu valorile astea pe termen lung sau aș putea să fac business cu el ținând cont de valorile pe care le are? Este un om integru sau nu este un om integru? Poți să accepta asta sau nu poți să accepta asta? Deci, caracterul, următoarea treaptă. După ce urmează partea de competență. Observi că am pus competența a treia, pentru că foarte mulți oameni sunt angajați pentru competență, pentru că ei știu, au anumite skill-uri, știu să facă anumite lucruri, dar sunt dați afară ghiși pentru ce? Pentru atitudine. Și atitudinea vine direct la caracter. Deci, compatibilitate, caracter, competență. După competență urmează, după ce omul are competență, urmează deja ceea ce se numește claritate. Faptul că știți fiecare ce așteptați unii de la celălalt, unul de la celălalt. Faptul că tu știi la ce să te aștepți. Și am văzut de multe ori parteneriate în care apăreau reproșuri de tipul mă așteptam ca tu să faci lucrul ăsta. Mă așteptam ca tu să faci lucrul ăsta. Păi dar cum n-ai făcut lucrurile astea? Și în momentul acela e clar că cei doi nu au avut această cheie de claritate. După claritate urmează partea de cash. Multă vreme am avut cash-ul în claritate, dar l-am scos afară. De ce? Pentru că cred că partea de împărțire a banilor, mai ales în parteneriatele de business, sunt foarte importante. Dacă la claritate știi foarte clar care este rolul tău ca antreprenor, pentru că s-ar putea la început rolul tău, sau dacă sunt doi antreprenori care se parteneriază, rolul unuia dintre ei este să aibă și rolul operațional, celălalt s-ar putea doar să vină cu banii. Și atunci e important să înțelegem că cel care e cu banii are rol de investitor, celălalt are rol și de investitor, pentru că și investește în business, și are și rol operațional. Și atunci merită să fie foarte clare și din perspectiva financiară toate aceste lucruri. După ce trecem de bani, urmează partea de chef. Am văzut oameni care se implică în parteneriate, dar nu au timp. Sau declarativ ei spun că o să fac lucrurile astea, o să fac lucrurile astea și nu le fac. De ce? Pentru că nu există o prioritate pe agenda lor. Și de asta cheful înseamnă disponibilitate. Dacă am disponibilitate pentru acel parteneriat. Iar după acest chef și după disponibilitate urmează ceea ce este cel mai important din punctul meu de vedere la un parteneriat de succes pe termen lung și anume cauză comună. Adică să existe o cauză în care cei doi să creadă, să fie o viziune comună în care cei doi să fie steaua nordului acolo pentru cei doi, în așa fel încât lucrurile să se întâmple. Deci, recapitulare.
jos contextul, chimie sau compatibilitate, caracter, competență, claritate, chef și cauză comună. Astea sunt toate elementele acestei scări a parteneriatelor de succes. Deci e nevoie de timp. Să ajungi la un parteneriat de succes, nu poți arde etape, pentru că, așa cum foarte bine ai spus tu mai devreme, dacă nu ne bazăm foarte bine pe o treaptă a acestei scări, s-ar putea să picăm și s-ar putea să ne doară și să nu ne mai putem ridica la... Poți să mai adaug ceva aici? Există trei tipuri de parteneriate și scara parteneriatelor poate fi mapată pe aceste tipuri de parteneriate. De regulă, primele parteneriate, dacă eu aș face acum în acest moment un parteneriat cu tine, de fapt avem un prim parteneriat, este for a reason, adică pentru un motiv. E parteneriat de tip, dacă vrei, colaborativ. Ne-am întâlnit, facem o emisiune împreună, poate ne place cum ne sincronizăm, ne place cum lucrăm unul cu celălalt și este for a reason. După zici că vine, uite, mi-a plăcut atât de tare emisiunea asta, mi-a plăcut cum am povestit, aș vrea să mai lucrăm pe mai multe emisiuni sau aș vrea să găsim o chestie pe termen lung. Și urmează al doilea tip de parteneriat, e for a season. Adică pentru un sezon a se citi sau pentru un timp mai îndelungat. Iar dacă pe timp îndelungat se dovedește că parteneriatul nostru e puternic, este suficient de, nu știu, ne aduce beneficii pe ambele părți și apar toate lucrurile astea, putem trece la următorul tip de parteneriat, for a lifetime sau pentru o perioadă mai lungă de timp. Și acela este cel mai puternic tip de parteneriat. Observi, la for a lifetime apare viziunea comună. For a reason, cauza nu mai e atât de importantă. Dacă e parteneriat for a season, s-ar putea să la partea de cash să fie până într-un anumit nivel, iar la partea de chef să fie iarăși mai puțin. Deci lucrurile devin treptele devin cu atât mai puternice cu cât suntem într-un parteneriat pe un termen mai lung și un parteneriat mai important pentru fiecare dintre noi. Și la crearea acestor parteneriate, fie că este for a season și sperăm să fie for a lifetime, la crearea acestor parteneriate contribuie foarte mult oamenii pe care îi întâlnești în aceste activități de networking, în aceste cluburi de networking sau în aceste evenimente de networking. Cât de importanți sunt oamenii în momentul în care vrei să crești? Cum îi găsești? Cum ajungi la aceste evenimente de networking? O să încep de la a spune următorul lucru și e demonstrat. Și cartea se numește Connected. În cartea Connected s-a demonstrat că dacă în jurul tău ai oameni de un anumit tip, tu ești atât de tare influențat, peste 50, 60, 70% influențat, încât să devii și tu la fel. Dacă în jurul tău ai colegi care fumează, ghiși ce o să se întâmple, șansa ca tu să fii fumător este foarte mare. Nu înseamnă că neapărat că e 100%, nu e 100%, dar șansa să fii fumător e foarte mare. Dacă în jurul tău ai oameni care merg la sală, șansa ca și tu să mergi la sală este de peste 60-70%. Dacă în jurul tău ai oameni obezi, șansa ca și tu să fii obez este la fel de mare. Dacă în jurul tău ai oameni interesați de dezvoltare personală, ghiși ce o să se întâmple și tu vei avea șanse foarte mari să fii interesat de viață, de partea asta. Pe orice lucru ei, vei vedea că ești media oamenilor din jurul tău. Ești media oamenilor din jurul tău. Și atunci noi ce ne dorim? Ne dorim să creăm contexte de creștere antreprenoriale. În clubul de business networking pe care îl coordonez, am adus, în acest moment avem 28 și urmează să avem 40 de mentori. Sunt cei mai luminați oameni pe care i-am cunoscut în viața mea. Unii sunt foarte buni la vânzări, unii la partea de strategii de business, unii la partea de marketing. Avem directori care au coordonat firme foarte mari pe partea de marketing, internaționale. Și am adus acești mentori la un loc de ce? Ca să creștem o comunitate sănătoasă de antreprenori. Noi credem în antreprenoriatul românesc. Pentru că ce facem prin cluburile noastre de business networking? Aducem antreprenori la un loc. Și avem trei elemente pe care construim. Construim mai întâi pe partea de networking. Networking ce înseamnă? Să ne întâlnim unul cu celălalt și să aflăm lucruri unul de la celălalt. Networking înseamnă să te pot ajuta pe tine cu resursele mele și tu să mă poți ajuta pe mine cu resursele tale. Nu vin prima dată să-ți cer, ci vin prima dată să-ți dăruiesc. Pentru că dăruirea, cheia creșterii este să dăruiești oamenilor dăruitori și să te înconjori de oameni dăruitori. Deci networking. Cel de-al doilea lucru este sprijinul reciproc. Faptul că ne ajutăm unii pe alții. John Maxwell spune în cartea lui că sunt patru elemente care creează conexiuni puternice între oameni. Încredere, respect, o
cauză comună în care să credem, adică noi credem în deschiderea antreprenoriatului și creșterea antreprenoriatului, experiențe comune, iarăși sunt lucruri importante, și aș mai adăuga la toate astea partea de... Se leagă foarte mult pe o lege din persoasiune, legea reciprocității. Faptul că reciprocăm unul față de celălalt. Te ajut și mă ajuți. Și în momentul în care se întâmplă toate lucrurile astea la pachet, deja se întâmplă partea de sprijin reciproc. Iar la final aș mai adăuga partea de educație. Pentru că un om trece la următorul nivel aducând educația și dezvoltându-se permanent. Și în momentul în care te dezvolți, în momentul în care găsești acel răspuns de la cine sunt eu cu adevărat, reușești să atragi și contextele de creștere potrivite pentru tine, potrivite pentru ceea ce ai tu nevoie poate în acel moment, poate nu se leagă lucrurile în mintea ta, dar așa cum ai spus tu mai devreme, uitându-te în spate, vei înțelege de ce s-a întâmplat așa și nu altfel. Dacă ar fi să-i dai un sfat acum lui Călin, cel care își urmărea tatăl, cum făcea marketing cu lubenițele când era mic, ce ei spune? Există multe lucruri pe care le-aș spune, dar dacă ar fi să-i dau un singur mesaj, cred că mesajul ar veni din partea de inteligență emoțională. Este mesajul pe care, dacă tot vorbim de mentorii din viața noastră, este mesajul pe care bunicul mi l-a dat atunci când eram acolo, sub car, și mă necăjeam. Eram oarecum supărat. Cu toate că eram protejat, eram necăjit. Și zice, auzi, fătul meu, zice, la necaz mare trebuie și minte mare. Și asta ți-a spune și ție, cel care ne urmărește. Câteodată vine viața și dă cu tine de pământ. Că ești antreprenor, că ești profesor, că ești freelancer, că lucrezi în orice domeniu. Câteodată vine viața și dă cu tine de pământ. Și atunci sfatul de final pe care ți l-aș da sau ideea de final cu care aș vrea să rămâi este ideea pe care bunicul meu mi-a dat-o când eram un copil. La necaz mare trebuie și minte mare. Trebuie și minte mare pe care să o educi în timp. Exact. Pe care de care să ai grijă, să fii atent la tine, să fii atent la oamenii din jur și să ți alegi pe energia ta, pe bucuria ta și pe ceea ce tu ai nevoie. Călin, a fost o emisiune extraordinară. A fost o emisiune în care ai dăruit bucăți din experiența ta. Sunt convinsă că vei avea sau că ai mai multe de spus decât atât, pentru că este uluitoare această poveste de viața ta și este inspirațională și îți mulțumesc tare mult pentru că ai împărtășit toate aceste aspecte cu noi. Îți mulțumesc mult, Monica. Dragi ploieșteni, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și nu uitați că cel mai important om de lângă voi sunteți voi. Este foarte important să ne uităm la noi, este important să fim conștienți de noi, e important să ne conectăm cu noi și în toate momentele de criză, așa cum foarte bine ne-a spus Călin mai devreme, e important să avem mintea mare, dar asta nu o pregătim într-un singur moment. Pentru asta ne pregătim în mai multe etape înainte. Și e bine să fim pregătiți, e bine să știm că s-ar putea să urmeze cel mai mare succes al nostru sau cea mai mare prăbușire a noastră. Și e bine să știm cum să facem față fiecărei situații. Vă mulțumim tare mult pentru că ați fost alături de noi. Sperăm că ați luat lucruri foarte bune și inspiraționale de aici. Ne-am dorit să ne spuneți ce v-a inspirat pe voi cel mai mult în această emisiune, ce vi s-a părut incredibil, care a fost momentul vostru de aha în cadrul acestei emisiuni și ce luați mai departe spre creșterea voastră pentru a avea acea mentalitate de învingător de care ne-a spus Călin, pentru a avea acel mindset flexibil. Vă invităm să ne urmăriți și în edițiile următoare pentru că vom avea invitați la fel de valoroși, invitați care vor împărtăși din experiența lor și din secretele succesului vieții lor. Să aveți grijă de voi, să vă bucurați de voi în toate momentele vieții voastre, să vă pregătiți pentru momentul în care va fi timpul, pentru momentul în care veți avea oportunitatea în fața voastră să fiți siguri pe voi și conștienți de faptul că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă spre binele vostru. Mulțumim tare mult pentru atenție și nu uitați să zâmbiți vieții!